Nu, că ceea ce mi-a făcut Darkseal, el l-a construit, deja nu se mai poate. Adică, mă, pe bune, nu știu, scrieți acolo în comentarii că mie nu mi se pare normal. Deci eu astăzi, pentru că ce mi-a făcut el Darkseal l-a construit atunci ieri, nu mai zic nimic, lasă-vă, lasă-vă, vedeți, dacă n-ați văzut ca să vă dați voi seama despre ce este vorba. Băi, eu nu mai suport, sincer, adică astăzi mi-a venit așa chef dintr-o dată mie să le enervez pe Darkseal, vreau să le enervez toată ziua, vreau să-i distrug complet, să-i distrug complet ziua. Deci vreau să încerc cât mai multe metode posibile prin care eu vreau să-i distrug complet ziua. Și prima metodă care ar fi, oare gândiți-vă așa puțin, ce-i place lui Darkseal cel mai mult, oare nu-i plac burgerii? Ce-ar putea să fac eu cu burgerii lui Darkseal pe care el îi are în continuu în frigider? Păi aș putea să mă duc eu jos la el în cameră și să-i furt toți burgerii de acolo să-i arunc la gunoi. Nu știu, scrieți acolo în comentarii dacă este o idee bună, nu? Eu așa cred. Ok, și ca să facem prima metodă, hai să mergem acum repede jos, să vedem ce face Darkseal, mamă, să văd ca să pot să fac eu toate. Bă, ce facem? Hai, mergem, hai, România, mergem, România, dă-i de gol, bine, bă, bine, si, si. Mă, ce faci, mă, la ce te uiți, tu doar să-l acum? La fotbal, bă, e România cu Belgia, cu caca, cu nu mai știu. Bă, ce, e România cu Belgia, mă, ce faci, mă, tu ai burger, bă, dar să le iar stai cu burgerii, mă, dar să le dăm încolo de burger, mă, dar să le că mă și enervez, ia dă-mi toți burgerii de aici în mână. Dă-mi toți burgerii tăi. Bă, ia pleacă tu de ce până. Bine, gata, pleacă, hai, du-te, du-te acolo, uite-te la meci, uite-te la. Mamă, deci dar să se uite la meci, este bine că nu este la el în cameră, dar trebuie să intru repede tiptil pe aici prin partea asta să nu mă audă ca să-i furt toți burgerii, iar un lagune. Deci am intrat ok aici, am intrat foarte, foarte frumos. Hai să vedem câți burgeri. Mamă, deci are la burger, bă, dar sunt la aici. Dar nu e tot, că nu are doar pe ăștia, mai are pe aici, că știu că mai avea el prin... ok, deci m-a văzut. Stați că mă duc repede să-i arunc acum. Mă, ce mă, dar să le iaci? Ce mă, deci practic cum prima metodă nu prea a mers. Sincer, dar hai să vedem următoarea metodă dacă o să meargă. Hai să intrăm acum repede în casă să vedem, dar știți care este faza? Sper să nu fie la el în cameră, că dacă ok, deci aici nu e, mamă, deci s-ar putea să fie la el în cameră. Ia să mă uit eu, ia să intru. Ah, ok, deci nu e în cameră. E perfect. Deci fiți atenți. Ceea ce vreau eu să fac acum stă în felul următor. Este foarte, foarte simplu. Uitați, mamă, uitați-l acolo. Ok, să nu mă vadă, pentru că vreau să intru la el pe calculator. Vreau să intru frumos aici, să-i dau bloc lui Ion și pe lângă, cred că este aceasta, pe lângă să-i dau bloc, vreau să-i furt și calculatorul, să-l iau de aici, să-l duc ca să nu mai pe unde să se joace. Practic, așa este și o zi, practic, cum ar veni, ar fi foarte, foarte frumos. Hai să iau ăsta, să iau și eu foarte frumos, gata, deci iau calculatorul. Cred că, oh, deci am luat, i-am luat și scaunul, iau și calculatorul și acum... Tu ai chef de glume, dar să le gata, nu mai, dar tu ai chef de glume, adică, bă, bune, ce înseamnă asta, dar să le cum să faci o gaură și să pui aici niște zombi, dar să le ce înseamnă asta? E, bă, Rafale, bă, da, da, te știu, Rafale, re, știu cu prank-urile tale, bă, Rafale, bă, da, stai, bă, bă, alu, calculatorul meu unde, bă, Rafale, ce, nu știu, am plecat, pa, n-am niciun calculator. Oare vă întreba ce caut la diner? Ei bine, aceasta este a treia metodă, în care eu vreau să-i fac lui Darkseal cea mai mare farsă posibilă, cel mai mare deranj, adică să le enervez 100% cu chestia asta, o să-i distrug complet ziua, pentru că vreau să vorbesc cu Federico, să-i dau niște bani, vedeți că am aici niște serviete și vreau să-i dau aici câteva serviete ca să pot să iau și eu toate lucrurile din diner, practic să nu mai existe nimic, să nu mai existe mese, să nu mai existe absolut nimic, pentru că fiți atenți ce vreau să fac, vreau să-l vii fac lui Darkseal practic în felul următor. Vreau să-i zic să vin cu el aici, aibă Darkseal să mergem la diner să mâncăm nu știu ce, și când o să vin aici să vadă că de fapt nu mai e absolut nimic și că restaurantul lui preferat o să se închidă și Darkseal nu o să mai aibă de unde să-și ia burgeri, pentru că ăștia sunt burgerii lui preferați, să mai duce, adică trebuie să ducă până în partea aia la celălalt restaurant, dar e foarte mult de mers și nu prea-i placă, ea dinerul este preferatul lui, dar haideți să facem acum, să facem trade-ul cu Federico, că dacă nu vrea Federico, nu o să ne iasă, dar să spunem că nu o să ne iasă, pentru că altfel nu putem să mai facem nimic, dar eu zic că chestia asta chiar o să-l dărâm de tot pe Darkseal astăzi, moral, și o să plângă, sincer, adică așa o să cred eu. Și spre
spuneți-mi și voi acolo în comentarii dacă sunteți la aceeași părere cu mine. Ok, Federico, deci fii atent, am un deal pentru tine, am un trade. Vreau să facem o mică înțelegere aici pentru un moment, doar asta. O să spun eu toate lucrurile astea înapoi. Deci da, nu te impacienta, deci fii atent despre ce este vorba. Vreau să iau eu toate chestiile de aici, să dărâm totul locul acesta, să nu mai fie nimic, practic ca și cum restaurantul se va închide și când va veni Darusel, că vreau să vin cu Darusel să-i fac o farsă, dacă încă nu te-ai prins. Vreau să vin aici cu el și să-i spui și tu aceeași părere, ceea ce eu am spus acum aici. Scuze-mă că mă încurc, dar sunt foarte entuziasmat. Nu vreau să vină Darusel la diner, pentru că dacă vine Darusel la diner, nu o să mai ne iasă prank-ul. Trebuie să termin eu toată treaba asta, să nu mai existe nimic și na, nu nicio problemă. Dacă nu ne înțelegem, o să-ți dau și aici niște serviete, poftim, îți dau banii aceștia, să fie foarte, foarte bine și o să spun eu toate lucrurile astea înapoi, oricum la loc. Și da, cam atât. Nu vreau să fac probleme aici la restaurant, de-aia îți dau și banii ca să ai vânzare totuși într-un fel. Dacă n-ai vânzare, îți dai o banii cum ar veni pentru vânzare. Ok, deci mașuți? Ok. Mamă, deci este planul foarte, foarte bine. Eu trebuie să mă ocup acum. Deci începem cu toate chestiile astea aici. Le luăm foarte frumos și după aceea eu vreau să văd cum o să reacționeze Darusel acum la a treia metodă. Bă, și după vreau să-i fac ceva super, super tare care o să-l dărâme mai rău, pentru că știți că lui Darusel, da, nu vă zic, lasă să facem treaba aceasta și vedeți după aceea. Bun, hai să începem cu partea aceasta, să luăm ceasul acesta, să luăm chestiile astea, luăm și mesele astea. Mamă, dar sunt oamenii ăștia aici puse, păi mamă, nu cred că pot să iau astea. Ok, deci oamenii ăștia cum pot să iau, pe bune? De fapt, lăsăm astea, stai că scoatem noi chestiile astea de aici, scoatem chestiile astea de aici și vedem ce o să mai rămână. Aia e, sincer că n-avem ce să facem mai mult de atât. Nu pot să scot eu oamenii de aici, dar mă rog. Bun, am terminat. Uitați-vă că am scos și semnul acela unde era burgerul aici, foarte frumos am scos și unde scria restaurantul diner numele cum ar veni. Practic și dacă intrăm în interior, vedem foarte frumos că nu se mai află nimic pe aici. Mai sunt oamenii ăștia pe care nu pot să iau, că nu pot să-i dau de la masă și toate astea. Dar o să-i zic lui Darusel cum ar veni că, na, să-i zică și Federico cum ar veni că asta a fost ultima zi. Până acum gata, s-a scos toate lucrurile și oamenii mai stau la mese aici doar să vorbească și cam atât, că n-au altceva de făcut, pentru că restaurantul se va închide și va fi doar un loc așa unde mai vin oamenii să mai vorbească și chestii de genul. Chiar sunt curios cum o să iasă. De Federico, îți mulțumesc foarte, foarte mult. Îmi pare rău că ți-a scos toate astea, dar o să ți le pun eu înapoi. Uite, îți mai dau niște serviete dacă nu ți ajung alea. Sincer, eu pentru tine fac orice. Ok, deci gata. Bine, eu pentru el fac orice. Bine, nu înțeleg de ce am zis asta, dar mă rog. Lasă, vedeți. Să vedem. Mamă, deci chiar sunt curios deja. Bă, vedeți că eu vorbesc prea mult acum, sunt entuziasmat, nu mai pot. Bă, eu nu cred că mă opresc acum din vorbit, pentru că chiar sunt curios de reacția lui Darusel și să sperăm că este o metodă foarte bună prin care o să-i distrug eu ziua astăzi. Bă, Darusel, fii atent, hai să mergem la diner, Darusel, să mai mâncăm, bă, că nu te-am mai dus, n-ai mai fost la diner. Adoră, Rafale, fii atent, dacă tu nu pui acum calculatorul de bata, înțeles, hai, până acum, pleacă! Ce să spun, mă, calculator? Ce calculator să spun, mă, că n-am niciun calculator, dar să-i tăi nebunit? Da, bă, Rafale, da! Bine, gata, hai că ți-l pun, gata, mamă, deci deja mă enervează pe mine, cred că îmi distruge mie ziua complet, nu înțeleg de ce am vrut să fac treaba asta, dar mă rog, în fine, hai că-i pun, mă, de fapt, îi le las aici să și le pună el, mă, îi le pun aici în sertar, nu stau eu să și le pună el, practic, adică să și le pună el, nu stau eu de treburile astea ale lui, sincer, dar în fine, hai să mergem acum repede, chiar sunt curios cum o să reacționezi, Darusel, gata, mă, de băi, Darusel, fii atent, mă, să ți le pui tu, mă. Ce fraier ești, da, ce fraier ești tu, Darusel, că nu ți-a reușit, în fine, deci fii atent, Darusel, așteaptă, mă, stai puțin, bă, dată unde... Da, deci pe mine mă enervează, Darusel, uitați-vă puțin, deși a luat asta de invizibilitate, dar mă rog, nu de invizibilitate, de invizibilitate a fost de mult, dar vedem că acum și zboară, Darusel, cu magia aia pe care am învățat el de la vrăjitor, deja mă enervează, sincer, dar, bă, Darusel, vină-mă înapoi, hai că știu că te-ai făcut invizibil, vină aici lângă mine, că vreau să stau, bă, Darusel, așteaptă, mamă, deci pe mine mă enervează la culme, sincer, mă, Darusel, gata, oprește-te cu asta, Darusel, că trebuie să, mă, hai, bă, Darusel, gata, nu-ți mai place pe jos, mă, pe jos. Bă, Rafa, da, semnul cu burger unde-i? Ce semnul cu burger? Ah, ăla, da, cu, bă, chiar unde? Bă, chiar nu mai scrie nici diner, tu vezi că nu mai scrie restaurant aici, sunt diner. Ia, vino, bă, asta era, mă, Darusel, asta era aici, dar uite-te acolo deasupra, că nu mai scrie diner, tu nu știi că nu, că scria diner acolo deasupra, bă, Darusel, dar nu mai vreau că este mine, așteaptă, bă, Darusel, ce s-a întâmplat, ce nu mai e nimic pe aici? Bă, Federico, bă, alu, bă, Federico, ce s-a întâmplat, bă? Mă, ce, mă, da, faci, mă, vorbește, mă, mai calma, Darusel, că nu te înțeleg, bă, Darusel, vorbește ca lumea, că nu te înțeleg. Ce, cum adică, mă, Darusel, dar ce s-a întâmplat, pe bune aici? Nu știu, bă, Rafale, bă, nu știu, bă, Federico, bă, dar de ce se închide, bă, Daniel? Asta, Rafale, bă, cum adică, bă, mi-ai refinat cu Rafale, bă,
și ce vă plătea, bă, nu mai fac. Bă, dar să bă, dar gata, mă, ce, mă, ce puțin, mă, ce, ce bă, să închidă dinerul sau ce, bă, dar nu te înțeleg, dar să de ce faci așa, mă, dar să le ce de ești așa supărat? Bă, dar era restaurant. Bă, stai, stai, mă, stai, mă, dar să le mai închid, mă, dar să le, bă, fii mai calm, dar să le că nu te înțeleg ce zici și tu mai calm, dar să le mai rar cum ar veni, să te înțeleg și eu pe tine, dar să le cu toată gura. Deci, bă, dar era restaurantul meu favorit, bă, Rafale. Da, mai bă, tare, bă, dar să le gata, era restaurantul tău favorit, ce, să închide? Da, bă, Rafale, bă, și acolo nu-mi place, bă, nimeni la... Bă, dar trebuie să-ți vină în ureche, dar să le ca să vorbești cu mine sau ce, ești așa de supărat? Ia, bă, Rafale, bă, ia, mai bine? Da, 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 dar să le ce supărat, îmi zici și mie, ce, să închide, pe bune de tot? Da, bă, Rafale, hai acasă, bă, că m-am supărat, hai acasă. Bă, seama, de ce vrei să pleci? Uitați-vă puțin, deci chiar, bă, bă, uitați-vă, deci chiar a mers, l-am supărat extrem de rău, deci a zis că pleacă acasă, uitați-vă la el cum a plecat acolo, deci a plecat, bă, dar să le... Bă, Federico, fii atent, îți mulțumesc pentru tot, îți mai dau aici niște, îți mai dau niște serviete, că mai merit, sincer, și da, bă, 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 frate, dar trebuie să pun asta la loc, asta este partea foarte nașpa, dar mă rog, i-am distrus complet ziua lui, dar să eu trebuie să pun astea la loc, dar o să le pun, ai, nicio problemă, dar, da, acum trebuie să ne gândim și la a patra metodă, pentru că a treia metodă și a doua au fost reușite într-un fel, dar a treia chiar a fost, asta chiar a fost reușită, prima n-a fost reușită, din păcate, dar să vedem ce să mai iasă în viitor. Mă, ce facem? Uitați-vă puțin la Darusele ce a făcut. Deci, a, deci el distruge de tot, mă. Wow, foarte. Bă, Darusele, ce faci acolo? Bă, alo, Darusele, Darusele, ce faci? Bă, lasă-mă în pace, bă, lasă-mă în pace! Mă, ce Rafale, bă, dar cum se închidă, bă, Daniel, bă, lasă-mă că sunt supărat. Bă, dar să, da, și tu trebuia să distrugi asta, tot acum ce faci tu? Acum, acum trebuie să repare oamenii ăștia de tot, nu? Da, bă, Rafale, da, 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 așa, da, ce, ce? Da, dar să le știi ceva, hai, pleacă, lasă-o. Bă, uitați-vă puțin, mă, nu, că deja mă enervează, păi, mă, ce calm, mă, după mine, dar să le, ce mai vrei, te ești nesimțitule, distrugi la oamenii ăsta tot, poate voia să renoveze, dar să le și cine știe? A, deci, dar să le pleacă, în fine, mamă, deci mă enervează că acum eu trebuie să fac asta, mai era, uitați-vă, trebuie să repar și reparațiile astea, trebuie să repar totul, mă, daunele astea de le-a făcut, dar el nu, că deja mă enervează sincer pe mine. Adică, mă, ce? No, da, nu, no, nu, no, nu mai am nimic de zis, sincer, hai să trecem la a patra metodă, că deja, cred că n-ar trebui să mai fac. Mă, ce faci, mă? A patra metodă începe chiar acum și nu vă zic prea multe, întreb repede peste Darusele în cameră. Bă, Darusele, bă, ce fai, mă? Bă, Ioane, bă, bă, Ioane, bă, da, chiar așa Rafale să-ți dea bloc, bă, bă, Rafale, bă, tu ai dat bloc, Ion, bă, Rafale, și chiar ai simțit? Bă, nu, 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 nu i-am dat niciun bloc, bă, Darusele, bă, Darusele, bă, ce, mă, ce ai pățit? Bă, acum mi-a zis, bă, că i-am dat eu bloc, e vina mea, bă, Rafale, dar tu ai fost acolo, bă, tu ai fost, bă, și mi l-a calculat și probabil i-a dat bloc, bă, ești chiar să zic, bă, pleacă de aici. Bine, gata, Darusele, dar nu mai țipa așa la mine, că Darusele zici că bă, fie vânt în casă, Darusele, la cum țipi, în fine. Bine, mă, Darusele, bă, dar stai, bă, puțin, Darusele, hai să mergem la școală, bă, Darusele, că trebuie să mergem la școală, ne-a chemat repede la școală, bă, Darusele, trebuie să mergem la școală, acum, rapid. Hai, 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 ok, bă, bă, stai, bă, stai, 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 bă, stai. Mă, stai puțin, tu ești fericit, mă, uitați-vă puțin, Darusele, fericit că mergem la școală, adică... Bă, le fiam, dacă plin la școală, bă, bun, bă, hai, hai, bă, dar să l-am să te întreb ceva, așteaptă, tu ești fericit că mergi la școală? Nu, bă, Rafale, dar eu vreau să scap din școală mai rapid. Aolă, bă, dar să le, uite, bă, da, am revenit la școală, bă, dar să le, că n-am mai fost de mult, bă, dar să le. Da, bă, eu am și plecat. Unde? A, wow, iar îți dai invizibilitate, bă, dar să le, am gata, că trebuie să mergem la școală. Bună dimineața, bună dimineața, bine, bună dimineața, bine ați revenit la școală, de mult nu v-am mai văzut. Da, da, în fine, hai, bă, dar să așteptăm și pe mine, bă, unde te duci, bă, să ai răbdare, ai răbdare, aici, la treabă. Bă, bă, asta era clasa. Bă, nu e aia clasa noastră, dar să le, asta era clasa noastră. Bă, Rafale, mi-e frică. Hai, mai că am deschis ușa, dar Darusele, gata, hai, intră repede. Bună ziua, bună ziua, bună ziua, bună ziua, bună ziua. Mă, unde a plecat, mă, ăla? Bă, Darusele, stai un puțin, bă, Darusele, vină mă înapoi, bă, unde pleci, mă, Darusele, vină înapoi, bă. Hai să mergem. Ce-i, mă, de ești fricos așa, Darusele? Bună ziua. A, ești fricos, bă, Darusele. Ok, ok, ok. Stai fricos! Nu stai mă puțin, stai puțin, stai puțin, tu n-ai auzit, bă, dar să... Oho, era și cazul să mai dați pe la școală. Ce tot ați făcut pentru asta, știți că nu scăpați așa ușor? Da, am avut... Am avut... Am avut niște treabă și ne scuzați, n-am avut probleme. Dar Rusel a fost în spital, n-a putut, am stat cu el, uitați-vă, săracul nici n-a mai mâncat de foarte mult timp, la cât a stat, a fost în comă, în fine, în fine, hai, dar să-l las, închide ușa, hai să ne punem în bancă. Da, da, ne bucurăm că am revenit la școală, nu-i așa, Darusele? Da, bă, da,
da, bă, manca mea, bă! Păi tu ai pus-o, mă, nu mai știi, doamne, dar răsele, acum vii aici să faci de-astea, dar răsele, după ce că ne-ai mai fost pe la școală, dar răsele, dar nu mai cine treaba asta, în fine. Ia, mă, să mai văd și eu ce, mă, cum era clasa asta pe aici, mă, frate, pe bune, adică era foarte, foarte, da, în fine, mă, ce faci, mă, dar răsele? Bă, stai un puțin. Darusel, treci la tablă că te ascult repede. Hai că nu avem timp de stat dacă nu-ți dau direct 2 și am terminat. Darusel. Ok, hai că mă duc așa, deci întrebarea? Mega 5. Da, foarte, Darusel, tu crezi că e 2 plus 2 egal 5 pe bune? Da, să vedem ce spune profesora Darusel acum, pe bune, adică pe bune. Deja au dat să miști tur cu mine să vă fie rușine 2 la amândoi, la revedere, ce? Vorbește în frumos, dar să le cheie un om în vârstă, dar să eu ce am făcut? N-am făcut nimic. Ai bine, hai la revedere. Lăsați-ne în pace. Hai, pe bun. Bă, uitați-vă. Ce? Bă, eu m-am săturat, bă, de școala asta. Bă, m-aș săturat de ea. Bă, ajutor. Da, uitați-vă puțin. Cred că mai rău mi-a făcut rău singur eu astăzi, dar mă rog, în fine, trebuie să repar dinerul acolo, trebuie să mai dăm despăgubiri și la școală, că am făcut treburile alea, să nu avem probleme cu poliția. Am primit și nota 2 și eu totuși, adică eu am zis chestiile astea să mai mergem pe la școală și toate chestiile astea de genul. Nu că n-ar fi rău, dar știți care este faza? Da, nu știu, de fapt nu că ar fi rău să mergem pe la școală, că n-ar fi, nu, adică nu e rău, adică trebuie să mergem, nu știu ce am zis mai devreme, dar în fine, deja sunt foarte, foarte supărat, așa, obosit, deja nu mai știu ce să mai fac, sincer. Trebuie să facem și a cincea metodă, dar înainte de aceasta vreau să vă spun un fel următor, dar sunt deja mai enervat totuși, adică cred că mai rău mi-am distrus eu ziua asta, dar mă rog, nu știu. Pentru a cincea metodă vreau să vă las pe voi acolo în comentarii să-mi scrieți ce vreți să fac în alt episod, pentru că vreau să fac un episod special în care să-i fac o farsă lui Darusel. Și asta este a cincea metodă pe care o să o alegeți chiar voi acolo în comentarii, să facem într-un episod separat. Vreau să fac treaba asta să fie super, super tare. Poate vine și Alice să mă ajute la farsa pe care o să-i fac lui Darusel. Dar scrieți-vă acolo în comentarii ce idei de farsă aveți să-i fac eu lui Darusel, pentru că chiar sunt curios de creativitatea voastră, ce idei vreți să faceți și poate cine știe cea mai șmecheră idee, pe aia o să o punem în aplicare, pentru că chiar sunt curios ce idei aveți și da, nu știu, eu cred că ar trebui să mă pun aici să mă culc, că deja trebuie să dorm, nu știu, că nu mai am ce să mai fac ziua asta, a fost într-un fel un eșec, am mai și râs, dar într-un fel mi-am făcut și mie rău, nu mai am nimic de zis, mă pun la culcare, papa. Dacă te-ai uitat până la final, scrie în comentarii cuvântul final și lasă un comentariu cu partea ta favorită din clip, iar tu activează clopoțelul de notificări pentru a fi la curent cu ce și când postezi.